Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Capricorn. Etalare pentru ianuarie, da, poate vine o leacă mai târziu, dar nu e problemă că a fost etalarea și pe decembrie. Deci am prins oarecum și ziua unora dintre voi și dacă am întârziat 4 zile, până la urmă, la nivel universal, zău că nu contează și ar fi bine nici pentru voi să nu conteze foarte mult, în sensul că nu v-aș dori dependenți de aceste etalări, chiar dacă implică și activitatea sau prezența voastră pe canalul meu. Totuși, nu v-aș dori nici fanatici, nici dependenți de aceste citiri sau de apariția lor. Începe talarea pentru Capricorn. Aș vrea anul acesta să schimb un pic felul în care fac talările. Am vrut, în primul rând, am amestecat cărțile. Și vreau să iau mesajul de la înger în fața voastră. Ia uite ce a trecut. Da, s-a văzut doar pe cameră. Mesaj de la înger pentru Capricorn. Interesant, cum în realitate nu se vede decât cu camera. Mesaj de la înger pentru Capricorn, vă rugăm. Soare, Luna, Venus, ascendent în Capricorn. Și văzusem și 1-1-1. De fapt, 1-1. Da. Mesaj de la înger pentru Capricorn, un mesaj. Am amestecat. Îmbrățișați-vă emoțiile și cereți ajutor. 18, poate aveți sărbătoriți pe 18 ceva, pe 14 unii dintre voi. Poate aveți nevoie de ajutor financiar ca să vă organizați ziua de naștere. Dar, pentru că e vorba totuși de emoții, simt că e vorba de ajutor emoțional din partea cuiva. Aici îl avem pe bătrânul Neptun. Poate ar fi bine să vă conectați la emoții și ca să vă conectați mai bine, bănuiesc, așa simt, că ar fi de folosul vostru să cereți ajutor cuiva, adică să discutați cu cineva despre emoțiile voastre, cu cineva în care aveți încredere, evident. Poate cu cineva matur, o persoană mai în vârstă care vă înțelege stările, poate cu cineva mai tânăr, mai delicat, care încă e deschis, are inima deschisă și e conectată la emoțiile sale și iar vă poate înțelege, vă poate susține. În această poate este doar o dorință timidă a voastră de a vă îmbrățișa emoțiile. Simt și cartea confirmă că v-ați ținut emoțiile ascunse și este nevoie să lăsați sentimentele și tot ceea ce simțiți să apară la suprafață, să le acceptați așa cum sunt. Și negative, și pozitive, și tulburătoare uneori, da, pot să influențeze rațiunea și felul în care acționați, dar fac parte din noi, din acest motiv ne-au fost date. În această dimensiune, în alte dimensiuni nu știm exact dacă pot fi experimentate, dar în această dimensiune sunt date cu un scop. Hei, și în momentul în care le îmbrățișați, în momentul în care le exprimați, le lăsați să iasă la suprafață, vă ridicați și voi deasupra unui stil de viață, să zic, deasupra unor șabloane raționale, mentale. Și nu doar începe să vedeți, să aveți viziunea asupra viitorului, asupra voastră, cum ați putea fi voi în condițiile în care vă exprimați și această latură. Pentru că, într-adevăr, unii Capricorn, nu toți, depinde de luna voastră, mai ales dacă aveți luna în Capricorn, mai ales că a trecut Saturn peste luna voastră, a fost foarte provocată această latură emoțională. Dar cereți ajutorul în cazul în care nu puteți voi gestiona această problemuță. Puteți să mergeți și la un consilier pe această specialitate eventual. Interesant, interesant. Haideți să vedem, să le las totuși aici, poate mă inspirăm. Din seria aceasta de cărți, eu le-am amestecat. Soare, Luna, Venus, ascendent în Capricorn, ianuarie 2019.
Dar aș vrea, am zis, anul ăsta aș vrea totuși să vedem cum merge treaba, cum prinde. Aș vrea să le amestec altfel. Ia uite, iese 6 de monede și valetul de cupe. Poate un semn de apă vine în viața voastră cu o ofertă de orice gen și vă echilibrează viața, că să iese semn de pământ. Poate voi trebuie să vă echilibrați viața oferindu-i, eu știu, niște scuze, un gest de prietenie cuiva. Rămâne de văzut. Cum am zis că fac? Da, am zis că vreau să fac și cărți invers. Tac. Aici e un pic cam incomod cu camera lângă mine. Vedem? Nu amestec decât de 3 ore. Ce cărți apar? Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Capricorn, ianuarie 2019. Cruce celtică, așa cum fac de obicei, prezentare generală, dar de asta dată cărțile vor apărea și invers. Haideți să vedem. Central, nebunul. Și asta spune foarte multe. Deja nebunul invers. Este o dorință a voastră de a începe ceva, dar n-aveți totuși curajul. Pentru că există cartea nebunului, este acest zero. Dar încă nu aveți curajul să o luați de la zero. Este o teamă. Vă este teamă să începeți ceva. O călătorie spirituală, un nou stil de viață, poate... Acest nou deceniu ar fi bine să nu-l începeți în teamă și în starea asta de lipsă de credință. Pentru că nebunul are multă credință, chiar dacă asta înseamnă că riscă. Și totuși, are soarele în spate, are floarea în față, da? Are speranță și are credință. Invers, unii dintre voi, într-o situație, nu aveți speranță și nu aveți credință. Ce vă, wow, regina de spade invers, ce vă provoacă? Regina de spade invers este mai agresivă decât atunci când este normal. Regina de spade poate să fie foarte directă. În momentul în care este invers, deja cuvintele sale, dor, deja nu mai este directă, este voită agresivă. Să nu supărați pe cineva. Mai există și varianta ca regina de... Da, în general, regina de spade se exprimă, de-aia am spus. Invers, devine un pic agresivă, negativă. Dacă în poziție normală poate să reprezinte un avocat, o avocată, eu știu, un personaj care lucrează cu cuțite, da, în medicină, în armată, da, persoană care vrea să-și exprime adevărul, în mod, am zis, direct, fără prea multe menajamente. Invers, această dorință de a-și spune cuvântul, de a se impune, merge în extrem. Într-atât încât este dispusă să rănească. Probabil că aveți niște discuții cu cineva. Aveți de lămurit niște probleme. Wow! În trecutul îndepărtat, 9 de bâte. 9 de bâte este o persoană care are multe victorii, multe bătălii câștigate și totuși stă în picioare. A învățat să-și creeze niște ziduri de protecție. Probabil că voi, într-un trecut, nu se știe cât, voi știți cât de îndepărtat, nu v-ați creat aceste
Ziduri de protecție. Nu v-ați menținut poziția într-o situație. Probabil unii dintre voi ați făcut prea multe compromisuri. Și nu v-ați, probabil că aceasta este și energia voastră. Rămâne de văzut de la unii la alții, variază. 9 de bâte. Invers. Este într-un trecut îndepărtat. Vedem ce apare. Poate trecutul apropiat, viitorul, prezentul vor arăta că acum știți să stați în picioare și să vă mențineți poziția, dar este o perioadă, poate să fie și în copilărie și în tinerețe, o perioadă care este subconștientul vostru, acest trecut îndepărtat. Niște situații în care voi ați fost, v-ați lăsat, să zic, călcați în picioare, într-o privință, într-o situație, de niște probleme, poate de această regină, poate de regină, nu trebuie musai să fie femeie, poate să fie o energie, un bărbat, o situație, da? În care ați fost agresați verbal și voi ați. Și din cauza acestor, e pe subconștient, din cauza acestui trecut, încă ceva în suflet, asta e energie centrală. Trebuie să lucrați cu această problemă psihologică. Wow! E clar. E clar că ați avut multe dureri și că încă în ultima vreme încercați să puneți punct unui ciclu de mari suferințe. 10 de spade. Invers, mie îmi spune că, da, v-am zis, anul trecut am citit cartea în această, doar în aceste poziții și am dat mai multe variante, dar în momentul în care mi-apare cartea invers, deja eu simt că aceste spade rămân în jos. Da, legea gravitației le vor scoate din voi. Și veți reuși să depășiți acest ciclu lung de suferințe, de trădări, de probleme, de discuții. De cuvinte care v-au rănit. Cine știe, poate părinți, profesori, prieteni v-au rănit de-a lungul vieții și ați rămas marcat și n-ați putut evolua într-o direcție. Wow, deci toate au venit invers, să sperăm că în viitorul îndepărtat, 10 de monede invers, haideți să vedem viitorul apropiat. Fuf! 6 de bâte. Toate invers au venit deocamdată. Am zis că vreau anul acesta să experimentez, sau măcar în ianuarie, vedem cum rezonați cărțile și în această poziție. În viitor apropiat, 6 de bâte. N-aveți cum să aveți victorie pentru că vă este teamă să riscați, pentru că vă este teamă să luați de la început, pentru că orice persoană care are o victorie știe să riște. Știe că pentru o victorie trebuie să riști. Dar vouă vă este teamă să riscați și ia ca. S-ar putea să pierdeți o bătălie. Dar, stați cu minți, nu intrați în panică, asta nu înseamnă că pierdeți un război. Important este ca voi să ieșiți din acest ciclu de dureri, de trădări și dacă pierdeți o bătălie, repet, nu înseamnă că ați pierdut războiul, poate chiar această pierdere să fie în beneficiu vostru și să vă ajute în transformarea și ridicarea voastră deasupra suferințelor. Să învățați că uneori este nevoie să pierdem ca să câștigăm. Și asta o spun pentru că știu. Și bănuiesc că și voi știți. În viitorul îndepărtat, 10 de monede. Arată în poziție normală imaginea unei familii perfecte, căsătoriți sau necăsătoriți, că poate nu sunteți căsătoriți. În general, o căsătorie făcută din interes în care oamenii lucrează pentru bani, pentru abundență, pentru a lăsa ceva generațiilor următoare. Deocamdată nu avem nicio cupă, nicio emoție. Probabil din acest motiv vi se zice să vă îmbrățișați emoțiile. Și am zis că fac o etalare scurtă și iar n-am cum. 10 de monede invers, niște probleme acasă, în familie, ori cu părinții, discuții, niște pierderi de bani,
Ori în căsătoria în care sunteți, sunt niște probleme în continuare. Dar nu vă îngrijorați, pentru că aceste probleme sunt tocmai ca să le depășiți. Nu putem să rezolvăm o problemă până nu o privim față în față, până nu trecem prin ea. Oh, sfatul. Mai, mai, mai. În sfârșit mai apare și o carte normal, da. Sfatul este să ieșiți din starea de dezechilibru. Voi acum sunteți dezechilibrați, emoțional și spiritual. Asta e una dintre cărțile cele mai frumoase. Dar ați primit și aici sfatul, da? Și rezonează. Cereți ajutorul pentru că această carte, foarte frumos se potrivesc, cereți ajutorul cuiva în niște probleme emoționale. Interiorul vostru va atrage un anumit tip de situații care vă provoacă durere mai devreme sau mai târziu. Și aici e provocarea să rezolvați interiorul. Cereți ajutorul, temperanța. Exprimă nevoia de a cere ajutor îngerilor, o consiliere psihologică, am zis mai devreme, da? Emoțională, pe probleme emoționale, trebuie să învățați să vă îmbrățișați emoțiile. În momentul în care le țineți în voi, nu puteți să le vindecați. Ei, și cartea a apărut invers. Asta arată că, da, este nevoie să lucrați cu emoțiile voastre. Da? Dacă este invers, toate cele două cupe se golesc. Poate există un suflet pereche sau o latura voastră, masculină-feminină, care nu este echilibrată. Unii poate sunteți prea pasivi, alții sunteți prea activi, da? Latura masculină sau feminină. Trebuie să fiți în echilibru. Asta înseamnă temperanța, da? Trebuie să fiți conectați la spiritualitate, dar arată și nebunul invers. N-aveți credință. Unii dintre voi v-ați pierdut credința, speranța într-o privință. Nu știu în ce privință. Deocamdată sunt doar câte o carte pentru fiecare poziție. Dar sfatul este să ieșiți, evident, din starea aceasta și aveți. Cereți ajutorul cuiva. Exterior. În sfârșit, o carte normală, dar în poziția asta aș fi prefera să fie invers. Cineva își face griji pentru voi. Probabil că toată starea voastră emoțională, dar vă înțeleg, este Saturn, pe Venusul vostru, pe luna voastră, când este una dintre cele mai grele perioade. Știu cum este să treci în această perioadă când trece Saturn pe luna ta. Este infernal. Și pentru Soare depinde. O transformare a personalității voastre și transformarea nu vine ușor și nu vine peste noapte. Da, vine în vreo 2 ani jumate de când e Saturn pe Capricorn. Da? Și dacă aveți lună acolo, poate să fie de mai mult timp. Dar în fine. Dar la sfârșitul acestui tranzit saturnian, că Saturn vă guvernează pe voi, dacă vă faceți lecțiile și vă înțelegeți interiorul, da? Veți reuși, veți primi un cadou. Exterior, cineva își face griji pentru voi. Probabil că trebuie să comunicați cu această persoană. Aproape că e și bolnavă. Da? Își face griji multe. E forță exterioară. Că e semn de aer, că nu e semn de aer. Poate mentalul acestei persoane este îmbolnăvit din cauza energiei pe care o transmiteți într-un fel sau altul, sau o simte, sau o visează, sau într-un fel sau altul o percepe. Sau pur și simplu e afectată de felul în care acționați. Adică nu acționați normal. Cu atâtea cărți invers este normal să și vede. Unii dintre voi, evident, nu toți. Wow, de ce vă este frică? De acest suflet pereche. Trebuie să decideți în dragoste pe cine alegeți. Vă este teamă să alegeți. Cartea ar fi arătat frumos în poziție normală, dar este invers. Când este invers, se zice că ați ales deja, dar este în poziția fricilor, dragii mei. Vă este teamă să alegeți, da?
Vă este teamă să alegeți acest suflet geamă, acest suflet pereche. Probabil că ei, dacă e gemeni, sunt spade, mai mult sau mai puțin, poate au marcaje, pur și simplu. Poate nu e niciun geamă și niciun semn de aer. Da? Trecem peste asta, că variază de la unii la alții. Dar probabil că ei își fac griji pentru voi. Ce vă doriți? Să ieșiți, da? Aici, în sfârșit, o carte negativă care în această poziție arată bine ca și cealaltă, da? Vă doriți să ieșiți din această cușcă mentală și vă doresc succes, dar pentru asta, ia uite, interesant cum s-a deschis, aveți răbdare, dar cereți ajutorul cuiva. Un om înțelept, aici cred că deja, cum au apărut cărțile, vă simt pe voi, imaturi într-o problemă, într-o privință. E o problemă care probabil o aveți de mult timp în suflet, da? Din copilărie, din tinerețe sau, eu știu, de mulți ani cel puțin. Vă doriți să ieșiți din această cușcă mentală și e bine, normal. Doamne, ce mă bucur pentru voi! Ce mă bucur! Doamne, ce mă bucur! Cavalerul de cupe. Ori la sfârșitul ianuarie sau la un moment dat vine cineva, eu cred că vine cineva în preajma voastră cu această cupă care vă vindecă, da? Pentru că așa cum văd cărțile, nu cred că sunteți voi. Vă doriți, mai durează la voi să ieșiți din această stare. Probabil cu mici pași veți ieși, dar eu cred că vine cineva în viața voastră și această cupă pe care o primiți, de emoție, de dragoste, vă vindecă, vă ajută. Poate exemplul lor sau pur și simplu felul în care sunt, amabilitatea, felul poetic, romantic, drăgălaș în care sunt, vă vindecă. Uai, ce frumos! Ia uite! 8 de monede, în sfârșit! Din punct de vedere financiar, încep lucrurile. Poate să fie și o ofertă la locul de muncă, da? Sau un coleg, o colegă, sau pur și simplu cineva vine și se implică, da? Poate cineva să pună cotul la treabă, așa se zice, da? Să muncească în transformarea voastră și financiară și emoțională. E o transformare și eu cred că ei vor să muncească în relația cu voi, așa simt. Ia. Oh, ce frumos! Eventual să vă ajută să deveniți regele de cupe. Ce frumos! Nici nu scot mai mult ca să nu vedem. Vai, ce frumos! Cineva vine, da, de la un drum, de peste o apă, se întoarce ca să facă dreptate, pentru că a fost o situație nedreaptă, dezechilibrată, dacă nu e vorba de dreptate. Dar se văd cărțile. Cu această ofertă, poate către voi, că voi sunteți semn de pământ, poate ei fac o ofertă, cavalerul de cupe, cavalerul de monede, da? Au decis să vorbească. Regele de spade nu vorbește, dar invers vorbește. Despre această legătură profundă, dar care n-a fost, ia uite, nu a fost onorată. Nu a fost onorată. Și trebuie transformată. Trebuie transformată pentru că a ajuns la un grad de toxicitate foarte mare. Cineva trebuie să se implice în această transformare a voastră și a voastră în relație cu cineva. Probabil că acest suflet geamă este prin preajmă și suferă pentru voi și pentru transformarea voastră. Da, a apărut ciudat, a apărut invers, dar finalul este minunat, dragii mei, și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani. Vă pup numai bine!